Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt 10 autoturisme accesibile fabricate după 2011 de vânzare pe piața auto din Germania. Prețul stabilit pentru videoclipul de astăzi este de 8500 de euro, doar că o să vedeți, majoritatea mașinilor sunt cu mult mai ieftine de acest preț. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like la acest videoclip. Haideți să vedeți ce am găsit! Astăzi vreau să începem cu o mașină foarte interesantă din punctul meu de vedere și mai exact cu acest Hyundai i30 din 2011. Clar este o mașină accesibilă, cu mult sub prețul stabilit de astăzi, cel de 8500 de euro. Este o mașină care merită fiecare bănuț, are și pachetul sport la exterior și de acolo are o mică pată de rugină, în rest nu am văzut să aibă probleme. Haideți să vedem și interiorul. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, 4 geamuri electrice și cam atât. Într-adevăr este un Hyundai i30 destul de standard, doar că o să vedeți imediat și prețul cerut este unul cât se poate de corect. Vine cu motorul 1.4 benzină de 109 cai, are 99.000 de kilometri cu un istoric complet, inspecție tehnică valabilă până în decembrie 2023, iar prețul a fost redus la 3.500 de euro. Ce spuneți? Vreau să fac un anunț important și mai exact cei de la Car Vertical au schimbat complet designul rapoartelor. De astăzi sunt mult mai ușor de înțeles, mult mai ușor de interpretat. O să vă arăt imediat acest raport pentru un Mercedes S-Class. Doar că vă reamintesc că aveți un link în descriere cu 20% reducere pe Car Vertical sau dacă folosiți codul auto rulate. Sper că vedeți, s-au depistat probleme la kilometri și mașina, da, a avut din păcate ceva accidente. Cu această actualizare a rapoartelor o să ne apară și informații, sau mai bine spus un scurt istoric despre modelul pe care îl verifici și normal o să ne apară și poze cu mașina, dacă a fost lovită, poze din momentul vânzării, de la licitații și așa mai departe. O să vedem și informații dacă mașina a fost furată sau nu, doar că pentru acest Mercedes nu este cazul. Și în ultimul rând o să vedem și diagrama kilometrajului, care, da, din păcate la acest Mercedes a fost modificat, adică kilometrajul a fost dat înapoi în 2020 de la 258.000 la 163.000 și da, kilometrajul chiar a fost modificat, pentru că vedeți și voi, ulterior este în creștere, ne apare și numărul de înregistrări pentru kilometraj, adică a fost înregistrat de 16 ori. Aici avem informații despre daunele pe care le-a avut mașina. În 2019 a avut daune în Germania de 39.000 de euro, totuși trebuie să ținem cont că este un S-Class, deci și componentele în cazul în care trebuie înlocuite sunt mai scumpe, și a avut și două daune în România, una de 1.000 de euro și una de 3.000 de euro. Sper că vedeți și voi, în momentul de față totul este mai animat. Aici avem diferite informații despre mașină, cu dotările pe care le are, din nou un lucru foarte bun pentru că poți să verifici dacă coincid cu realitatea. Și aici din nou avem alte informații despre lucrările de întreținere pe care le-a avut mașina, daunele detectate, când a fost scoasă la vânzare și așa mai departe. Vă reamintesc, aveți un link în... Dacă vreți și voi să verificați o mașină pe Car Vertical și să aveți... Dacă vreți și voi să verificați o mașină pe Car Vertical cu noul design, dacă vreți și voi să verificați o mașină pe Car Vertical cu noul design al rapoartelor, vă reamintesc că aveți link în descriere cu 20% reducere sau dacă folosiți codul AUTORULATE. Aici avem un Citroen C5 din 2012 care are o mică daună în partea din față, doar că o să vedeți imediat și prețul cerut este unul cât se poate de corect. Clar este din nou o variantă de luat în considerare, mai ales dacă ai un buget redus și dacă vrei o mașină ceva mai diferită, pentru că haideți să fim sinceri, nu vezi în fiecare zi un model ca acesta, este și o mașină care îți oferă dotări și nu în ultimul rând spațiu. Sper că vedeți, și aripa din spate este puțin atinsă, dar în schimb anvelopele sunt în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile cu xenon. Deci da, este o mașină, cum spuneam, cât se poate de bine echipată. Vine cu motorul 2 litri diesel de 163 de cai, are 218.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 4.500 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți, dacă merită cumpărată sau nu. Aici avem un Volkswagen Polo din 2011, clar o mașină foarte potrivită dacă vrei să o folosești în oraș, dacă vrei o mașină cu un consum mic de combustibil și în ultimul rând ușor de întreținut.
Este un Polo în varianta coupe, adică în varianta cu două uși, care din punctul meu de vedere arată foarte bine și merită luat în considerare, mai ales dacă ești începător sau dacă nu faci taxi, normal. Vine cu jantele originale pe 15, cu anvelope în stare bună, cam așa arată în interior, vine cu aer condiționat, o navigație aftermarket, încălzire în scaune, două geamuri electrice, oglindă antiorbire, senzor de ploaie și de lumină, are și pilot automat, deci pentru un Volkswagen Polo este mai mult decât decent echipat. Haideți să vedem specificațiile. Vine un motorul 1.2 benzină de 60 de cai, are 130.000 de kilometri cu un istoric complet, fiu valabil până în 2024, iar prețul cerut este de 5.500 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Kia Ceed din 2014, din nou o mașină accesibilă care cu siguranță merită fiecare bănuț, mai ales dacă vrei o mașină cât se poate de nouă și nu în ultimul rând destul de bine echipată, pentru că da, o să vedeți imediat, această Kia Ceed vine cu ceva dotări. Mai are mici defecte de ordin estetic pe alocuri, dar per ansamblu chiar se află într-o stare cât se poate de bună și este în varianta combi, deci o să-ți ofere și mult spațiu la interior. Vine cu două seturi de jante, ambele sunt cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină, 4 geamuri electrice, are și încălzire în volan, farurile cu lupă, deci cum spuneam, o Kia Ceed cât se poate de bine echipată. Vine cu motorul 1.6 diesel de 110 cai, are 125.000 de kilometri cu un istoric complet, are și cameră pentru marșalier, tiu valabil până în 2024, iar preșerut 8.000 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem din nou o mașină accesibilă și mai exact un Suzuki CX-4 din 2011. Ce-i drept, oferta pentru acest model, cel puțin în Germania, este una destul de restrânsă. Rare ori am găsit un model ca acesta prin parcurile auto pe care le frecventez. Doar că dacă vrei totuși o mașină de dimensiuni micuțe cu tracțiune 4x4, merită să te uiți la un model ca acesta. Da, are jante din tablă cu anvelope de aer în stare bună, doar că mai primiți încă un set de jante. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină și cam atât. Na, nu sunt genul de mașini care se exceleze din punct de vedere al dotărilor, dar cum am spus, dacă vrei o mașină mică, 4x4, merită cumpărată. Vine cu motorul 1.6 benzină de 120 de cai, are 139.000 de kilometri, din păcate inspecția tehnică a expirat, iar prețul a fost redus la 5.500 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Mazda 3 din 2011, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț foarte, foarte bun. Din nou, este o mașină de luat în considerare dacă ai un buget redus și vrei un model cât se poate de nou. Până la urmă este o mașină din 2011 și da, din punct de vedere al designului, aș putea spune că arată modern chiar și în 2023. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, cam așa arată în interior, are încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile cu xenon, senzor de parcare pe spate, deci este un Mazda 3 decent echipat, adică o mașină care îți oferă totuși ceva dotări. Vine cu motorul 2.2 diesel de 150 de cai, are 159.000 de kilometri cu un istoric complet, verificare valabilă până în luna decembrie 2023, iar preț 5.000 de euro. Următoarea mașină care din nou merită atenția voastră dacă aveți un buget redus ar fi acest Ford Mondeo din 2011. Prețurile pentru acest model variază în general între 3.500 și 7.000, 8.000, 9.000 de euro. Normal, cu cât crești prețul, cu atât poți să-ți cumperi un Ford Mondeo într-o stare mai bună, cu un kilometraj mai redus. Și da, modelul de față este un exemplu foarte bun ca să vedeți cât costă un model ca acesta în Germania cu un kilometraj ceva mai ridicat. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are computerul mare de bord, senzor de ploaie și de lumină. Cei, în general aș putea spune că cei care își doresc un model ca acesta vor o mașină cât se poate de ieftină, doar că trebuie mare atenție. Vine motorul de 2 litri diesel de 163 de cai, are 280.000 de kilometri cu un istoric complet, iar preșerut 4.500 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem o Honda Civic din 2013 care merită un like din partea voastră, mai ales dacă sunteți fan mașini japoneze. O să vedeți imediat, prețul cerut pe această Honda Civic este unul cât se poate de corect, pentru că da, aș putea spune că este un model care și-a păstrat și își va păstra în continuare foarte bine prețul pe piață. Clar este o mașină de luat în considerare dacă vrei un model cu un motor pe benzină fiabil.
Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice. Sincer să vă spun, interiorul îmi place mult mai mult de la generația anterioară, nu știu, arată mai modern decât acesta. Mașina de față vine cu renumitul motor 1.8 benzină de 140 de cai, are 164.000 de km, iar preșterut 8.500 de euro. Aici avem un Volkswagen Tiguan care o să vedeți imediat, se vinde la un preț bun și nu în ultimul rând este și bine echipat. Aș putea spune că Volkswagenul Tiguan în continuare rămâne cea mai bună sau printre cele mai bune alegeri dacă vrei un SUV accesibil. Tiguanul de față pe partea de exterior se află într-o stare bună, nu am văzut să aibă probleme cu rugina. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope în stare bună, în orice caz mai primiți încă un set de jante. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze DSG, are și plafonul panoramic, care din păcate are scurgeri. Nu știu dacă ați observat, este lipit cu scotch. Da, are și farurile cu xenon și nu în ultimul rând tracțiune 4x4. Vine cu motorul 2 litri diesel de 140 de cai, are 194.000 de km cu un istoric complet, tiu valabil până în 2024, iar preț 7.400 de euro. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest superb Renault Megane din 2015, este mașina pe care ați văzut-o în poza de prezentare și care merită cumpărată, pentru că o să vedeți imediat, este un Renault Megane cu aproximativ 60.000 de km la bord, care se vine la un preț cât se poate de corect. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like la acest videoclip pentru că ajută algoritmul YouTube și normal să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra din videoclipul de astăzi. Renault de față vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare foarte bună, cam așa arată în interior, are scaune semipiele încălzite, navigație, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci da, este un Renault Megane bine echipat, are și sistemul audio de la Bose. Vă reamintesc, aveți un link în descriere cu 20% reducere pe car vertical, aruncați o privire puțin mai jos. Vine cu motorul 1.2 benzină de 130 de cai, are 63.000 de km, iar preț 8.500 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, nu uitați de un like și ne vedem data viitoare!